doliu în lumea filmului. Philippe Leroy, renumitul actor francez, a murit în Roma, Italia, la vârsta de 93 de ani. Cunoscut pentru rolurile sale în peste 200 de filme și seriale TV, Leroy a rămas în memoria publicului pentru interpretarea sa iconică din filmul Sandokan. Născut pe 15 octombrie 1930, în Paris, Franța, Philippe Leroy Beaulieu provenea dintr-o familie aristocratică cu o lungă tradiție militară. Disprețuind acest trecut, la 17 ani a plecat în America, doar pentru a se întoarce ulterior în Franța, unde s-a alăturat legiunii străine. A luptat în Indochina și Algeria ca parașutist și a revenit acasă cu gradul de capitan și multiple decorații. După cariera sa militară, Leroy a decis să se reprofileze, explorând diverse profesii, inclusiv circar. În cele din urmă, Jacques Becker l-a descoperit și l-a introdus în lumea cinematografiei printr-un rol într-un film despre închisoare, care l-a propulsat pe scena internațională. Leroy și-a găsit adevărata vocație în Italia, unde, cu ajutorul cunoștințelor sale de teatru, a debutat în filmul Lion Sinvesând din 1961. Reflectând asupra carierei sale, Philippe Leroy a menționat că, deși a fost uitat de cinematografia franceză, a găsit o a doua casă în Italia. El a subliniat că cinematografia italiană l-a adoptat și l-a tratat ca pe un fiu, oferindu-i numeroase roluri și oportunități de colaborare cu unii dintre cei mai mari regizori și actori din industrie. Am fost adoptat de cinematografia italiană care m-a tratat ca pe un fiu, a menționat Leroy.